Astăzi la început de 2023 facem un nou market update cu cele mai interesante știri din mediul economic și o să începem cu un grafic destul de interesant, un, uh, un grafic istoric în ceea ce privește șomajul comparat cu inflația în statele unite. Cum ți se pare Dan, acest grafic, ce ce ne spune el pentru perioada următoare? Mi se pare că distanța pe care o avem acum între inflație, care este linia aceasta punctată, și șomaj, care este linia albastră, este foarte mare. O diferență istorică între cele două grafice, și ce ne spune graficul acesta este că dacă inflația va scădea, șomajul va crește. Hai să vedem și prin 2007, 2008, 2009 ce s-a întâmplat. Am avut șomajul la un minim de aproape 5% în acea perioadă. Inflația a fost undeva la aproape 6%, deci mult mai mică față de perioada pe care o avem în acest moment. Inflația a scăzut, vedem, a început să scadă, a ajuns la minus 2, adică a fost deflație. Șomajul a început să. Crească și șomajul a ajuns până la aproape 10%. Este un grafic interesant, după ce șomajul a ajuns la 10%, începând cu 2010 când s-a extins din nou economia, șomajul a început și el să scadă, iată-l, a mers în direcția aceasta, inflația a crescut puțin pentru că aici de fapt aveam deflație, am avut o inflație de minus 2%. Inflația a început și a să scadă, a ajuns la un 4% pentru ca apoi să se stabilizeze undeva în zona aceasta de 2 pe care și-o tot dorește Fed-ul. Am mai avut aici acest spike în pandemie, în momentul în care s-a închis economia, dar nu știu cât este de relevant. Însă dacă ne uităm revenirea din pandemie cu scăderea și -o șomajului a coincis cu o creștere a inflației. Deocamdată inflația a scăzut, însă șomajul este la minim istoric. Nu știu dacă a mai fost vreodată atât de mic. Este undeva la 3,7% dacă nu mă înșel, sub 4%. Am mai fost în anul 2000 în dot com bubble. Teoretic, pentru o corecție a inflației, ar trebui să avem o creștere a șomajului. Dar vom vedea ce se, ce se întâmplă, pentru că economia Americii pare destul de rezistentă în acest, în acest moment. Deja mi se pare că ideea de recesiune pentru anul acesta începe să se îndepărteze. Dacă datele acestea sunt corecte, să nu cumva să fie uh, date învechite, să fie lagging data, cum spun americanii, și de fapt să avem un șomaj real mult mai mare, pentru că știm că există o grămadă de concedieri în zona de tehnologie. În acest context, ne uităm și pe graficul indicelui S&P 500, începând cu 19 decembrie și până pe 5 ianuarie, astăzi este 6 când filmăm noi. Avem această consolidare în jurul valorii de 3800, 3850, 70 pe aici. Pare că se formează un suport aici. Nu a mai făcut un lower low ca în trecut, n-am mai ajuns la aceste valori de 3500-3400 chiar, ceea ce este un semnal iarăși bun. Undeva în luna, în luna aprilie, iată, pe aici, prin, la mijlocul lunii aprilie, aceste linii de trend se vor intersecta și dacă ne uităm pe Moving Average 200 și Moving Average 50, pe graficul acesta de daily, ne apropiem de o intersecție pentru aceste pentru aceste medii, această intersecție însemnând sau fiind un semnal foarte bullish. Din punctul meu de vedere, nu, nu, sunt foarte orientat și nu știu exact ce ar trebui să facem în perioada imediat următoare. Așteptăm în comentarii și părerile voastre, pentru că puterea unei comunități este dată de păririle tuturor, însă este o, o perioadă foarte ciudată. Putem să intrăm în această în acest bull market chiar în, în perioada următoare, deși majoritatea analiștilor, dar și noi, am estimat că în primele luni, în primul semestru din 2023, va fi o perioadă bună de acumulat și vom înregistra noi minime istorice. Dacă nu faceți abonat deja la acest canal, vă așteptăm să o faceți. Într-adevăr, cum ai spus și tu, în acest grafic pare că liniile de trend se vor intersecta undeva în următoarele luni, asta dacă nu cumva apar știri din zona economică care să influențeze piața în sensul în care avem până atunci publicarea inflației, avem ședință Fed și mai ales avem la finalul lui ianuarie începutul raportărilor de earnings pentru trimestrul 4 din 2022. Pe acest grafic pare că se formează acest, acest suport la 3800, dar pe de altă parte, dacă ne uităm pe termen mai lung, pe ultimele 12 luni, trendul este descrescător. Am făcut de mai multe ori lower lows și dacă ne uităm pe acel canal mai mare, Mare. Suntem undeva momentan la mijloc. De aceea, având în vedere că acum sunt și câteva zile de, de după sărbători în care nu am avut știri economice importante, cred că în următoarele 2-3 săptămâni, o dată cu publicarea inflației și a GDP-ului în Statele Unite, dar și cu începutul raportărilor din, din Q4, vom avea o volatilitate mai mare în piața din Statele Unite. Pe BVB. Am afișat aici indicele BET. Este o situație similară. Moving average 200 tinde să se intersecteze cu moving average 50. Am avut așa numitul descross, anul trecut, în aprilie, și de atunci am tot avut un trend descrescător. Avem și aici un, o linie de trend descrescătoare. Nu am reușit să formăm un suport, însă iată că și minimul a fost mai mare, și la noi aici piața din România se ține totuși destul de bine peste această valoare de, de la moving average 200 care este linia cu roșu. Moving average 50 vine puternic din spate și am desenat noi aici ce ar putea să se întâmple, ar putea să avem o am putea să avem o scădere în, în luna uh, ianuarie, februarie până până poate către acest 11.600 aici să, să avem un soi de suport pentru ca apoi să reușim să obținem un trend ușor crescător și să ajungem la acest all-time high pe care l-am avut pe finalul anului 2021, începutul anului 2022, iată, pe 14 ianuarie am avut acest, acel all time high. Este posibil și un astfel de scenariu, nu, nu negăm. Economia nu dă semne de încetinire. La noi PIB-ul este în creștere și faptul că avem o creștere în această perioadă inflaționară. Înseamnă că, pe lângă inflația de 16%, economia noastră a crescut cu încă 3% sau 4%. Vom vedea exact datele finale pentru, pentru GDP. Betul uh, s-a comportat puțin atipic. Am vorbit și în alte episoade precedente nu a scăzut la fel de mult ca indicii principali în ultimele 12 luni. S-a menținut undeva în zona de minus -10 minus -8% pentru anul 2022. Trendul pe termen mediu, să spunem, este ușor descrescător, dar am avut și multe fluctuații aici. Problema cu BVB-ul este lipsa volumelor, nu avem lichiditate, singura știre importantă pe care am avut-o în ultimele două săptămâni a fost aceea privind supraimpozitarea companiilor din energie, care a impulsionat puțin piața în sensul lichidității și am avut mai multe tranzacții decât de obicei, dar au fost în principal vânzări și aceste companii din energie au avut de suferit temporar. Ulterior, în ultimele 3-4 zile piața și-a revenit, au fost niște zile care au închis pe verde, dar din nou volumele au scăzut, acum avem tranzacții destul de puține la început de an pe BVB, tocmai de aceea este și mai dificil de estimat ceea ce se va întâmpla în perioada următoare. Sigur și noi așteptăm în, în săptămâna care urmează ședința de la, de la BNR și de asemenea publicarea inflației, dar și a creșterii produsului intern brut. Iată o estimare referitoare la creșterea produsului intern brut pe Statele Unite, estimare din 5 ianuarie. Pentru trimestrul al patrulea avem o estimare de 3,8%, o creștere semnificativă și această creștere a economiei ar trebui să se reflecte și în raportările companiilor care vor începe săptămâna viitoare iarăși un semnal destul de bullish. Suntem destul de optimiști dacă ne uităm la datele acestea. Referitor la evenimentele care vor avea loc, astăzi, la ora 1, până, până va fi publicat acest episod, va fi deja, vom avea deja aceste date. Vom vedea inflația de la an la an, o estimare de fapt a inflației pe decembrie pentru zona euro. Și avem un forecast și un consensus între 9,7 și 9,8. De asemenea, am vorbit și la început, șomajul pe Statele Unite, 3,7, se estimează probabil că 3,7 va fi. Iar săptămâna viitoare vom avea inflația, iată, în continuă scădere, 6,9. Pentru zona euro am atins în octombrie 10,6, acum avem 10,1 și se estimează 97,98. Haideți să vedem cam cât ar putea să fie. Pentru luna noiembrie 2022 am avut minus 0,1, deci am avut o deflație față de luna precedentă. Dacă ne uităm pe decembrie 2022 am avut o creștere de doar 0,4, așadar dacă vrem să atingem estimarea pe care o avem aici de 9,7, adică o scădere cu 4 la cu 0,4%, ar trebui să avem o, sau un minus 0,1% sau un 0% aici de la creștere de la lună la lună. Asta înseamnă că prețurile pare că s-au stabilizat. Pare că avem o stabilitate în prețuri și cred că putem vedea asta și în, în piață. Nu n au mai fost creșteri de prețuri, prețul benzinei și prețul energiei a stagnat sau. Prețul benzinei chiar a scăzut în ultima perioadă, ceea ce este o veste foarte bună. Prețul la combustibil într-adevăr a scăzut, și cel la energie pare că e ușor descrescător. În schimb, prețurile de la alimente nu cred că au scăzut foarte mult, sau dacă au stagnat, au rămas la un nivel ridicat, ceea ce înseamnă că și inflația aceasta, deși în ușoară scădere, a rămas la un nivel mare aproape de, de 10% cu puține variații. Nu aș trage concluzii pripite momentan. Este doar un trend pe 2-3 luni. Dacă se va păstra în continuare descrescător atât în Europa cât și în Statele Unite, ar fi un semn bun. Dar inflația rămâne în continuare la un nivel ridicat, cel puțin din declarațiile Fed-ului pe care le-am urmărit și noi la ultimele ședințe. Au spus că vor lua măsuri de a scădea dobânda sau de nou o mai crește în momentul în care vor avea mai multe luni consecutive și un trend clar de scădere a inflației. Trendul acesta momentan nu se vede din partea celor de la ECB sau de la Banca Națională. Nu, nu avem încă declarații clare privind creșterile de dobândă, dar probabil că se vor alinia la tendința globală și dacă vom vedea un, un anumit trend în Statele Unite, îl vom vedea ulterior și, și la noi în Europa. Săptămâna viitoare se va publica și inflația pentru Statele Unite. Se estimează, iată, un 6,9, dacă ne uităm pe graficul de la lună la lună, ca să avem o scădere de 0,2, ar însemna să avem o creștere de la lună la lună de 0,4. Adică, în trendul din ultima perioadă, dacă adunăm toate toată creșterea aceasta de prețuri, începând cu iulie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, avem pentru 5 luni o creștere de 1%, dacă nu mă știu, deci 1 împărțit la 5, o medie de 0,2 pentru ultimele 5 luni de creștere. 0,2 înseamnă că în iulie 2023, adică anul acesta, peste peste 6-7 luni, vom avea o creștere. Atenție, dacă se va menține această evoluție, vom avea o inflație de doar 2,4%. Deocamdată, trendul este acesta de 2,4% pe inflație. 2,4 am calculat 0,2 înmulțit cu 12, cu 12 luni care vor fi trecut, înseamnă 2,4. În cazul în care vom avea inflație 2,4%, dobânda nu va fi cea de acum, adică 4,5 sau cât, cât estimează americanii, că o vor face 5 în câteva luni. Mi se pare că se cam exagerează cu creșterile astea de dobândă, și în funcție de dacă ne uităm și pe, economic, pe calendarul acesta economic, vom avea inflația pe, pe Europa vinerea asta. Inflația pe state joia viitoare și mai avem o inflație pe Europa pentru 1 februarie, decizia băncii centrale, deci a, luna ianuarie nu avem nicio decizie la nivel european și a, al Statelor Unite, și iată, abia aici, pe 1 februarie, vom avea o decizie referitoare la politica de, de dobândă care, iată, estimarea 5%, adică o creștere de 50 de puncte de bază mi se pare destul de mult, pentru că dacă mă uit la ce se estimează pentru România pe 10 ianuarie, vedem o creștere de doar 25 de puncte. Ce crezi că se întâmplă dacă americanii cresc cu 50 de puncte și noi doar cu 25 de puncte? În mod normal, inflația la noi fiind mult mai mare, ar trebui și creșterile de dobând acești pași de creștere să fie mai mari. La noi, BNR-ul a avut o pauză, nu au avut ședințe cam de două luni. E deja un, un delay, și inflația publicată a fost în creștere pentru luna noiembrie. Probabil că și în decembrie va fi mai mare, așa cum am estimat și noi într-un episod anterior. Este clar că și Banca Centrală de la noi va trebui să alinieze tendinței globale. Deja acest decalaj între dobândă și inflație în România este mult mai mare decât în în Statele Unite, de exemplu, dar și în, în alte țări europene, cred că va, va fi și la noi, dacă inflația se va menține pe acest tren cascător, va fi și la noi o creștere mai susținută, cel puțin în următoarele două ședințe ale BNR-ului. Este destul de ciudat ce se întâmplă la noi în economie, pentru că, dacă ne uităm pe inflație, care va fi publicată iarăși pe vineri 13. Nu înțeleg de ce se publică inflația vineri 13. Nu sunt eu foarte superstițios, dar de ce trebuie publicată inflația pe România în fiecare vineri 13, parcă este o, o dată predestinată? Și dacă în, în spațiul european și pe Statele Unite estimăm o, cre o descreștere, o scădere a inflației, la noi estimăm o creștere. Dacă ne uităm pe inflația de la lună la lună. Iată, avem creștere 1.3, 1.28, 1.25 pe decembrie 2022, 0.71. Asta înseamnă că estimarea este tot de o creștere la lună la lună de 1.3. Rămânem în, în, această, în acest 1.3 și dacă mulțim 1.3 cu 1.3, mulțit cu 12, ajungem la o inflație de 15 și pentru la anul. Asta înseamnă că prețurile vor crește în continuare cu aproape 1% în fiecare lună. Mi se pare nu, încur nu încurajator pentru, pentru economia noastră, deși dacă ne uităm tot pe graficul ăsta cu creșterea GDP-ului produsului intern brut, vedem o creștere și de la trimestru la trimestru de 1,3% și de la an la an de 4%. O creștere semnificativă. Practic, pe lângă inflația asta de 16%, am, am înregistrat încă 4%, practic 20%. Nu știu dacă se vede în veniturile noastre, în veniturile românilor, pentru că ar trebui să avem și noi cu 20% mai mult la la venit, la salariu, la toate sursele de venit. Tu ai înregistrat o creștere atât de mare? Cred că sunt puține aceste cazuri în realitate în care veniturile au ținut pasă cu inflația, dacă ne uităm pe ultimele știri economice am văzut în săptămânile trecute din ce în ce multe companii care fac disponibilizări și la noi, adică trendul din Statele Unite a început să ia amploare și se vede inclusiv în România sau în Europa. Am văzut inclusiv pe, pe LinkedIn destul de mulți angajați din cercul meu de relaționare care au acel badge cu Open to Work, Pare că sunt companii care fac disponibilizări, deci nici pe departe nu este vorba de o creștere de venituri, ci din potrivă. Nu știu exact care sunt datele oficiale și de ce se raportează așa. E destul de bizar ceea ce se întâmplă în economie în momentul de față. Cred că e o perioadă de, de letargie pentru că este început de an, iar în următoarele luni vom vedea un trend mai exact în ceea ce privește anul 2023. Mulțumim celor care ne urmăresc, ne revedem în episodul următor, pe curând.